La data de 17 iunie 2021, colaboratorii Serviciului de Patrulare Cimișlie Basarabeasca a Departamentului de Patrulare Sud au atenționat locuitorii satului Selemet privind comportarea la traficul rutier, și anume să nu conducă în stare de ebrietate, să respecte regulamentul circulației rutiere, chiar dacă sunt în calitate de pietoni, bicicliști, căruțași sau conduc alte unități de transport. Mă numesc Roșca Petru, subofițer superior a Serviciului Patrulare Cimișlie Basarabeasca al Direcției Patrulare Sud al Inspectoratului Național de Securitate Publică. Astăzi, la data de 17 iunie 2021, în satul Selemet, raionul Cimișlie, a avut loc o acțiune de informare a conducătorilor de biciclete și motocultoare în scopul prevenirii și combaterii accidentelor rutiere. Locuitorii localității au rămas mulțumiți de informația oferită de către inspectorii de patrulare, inspectorii la rândul lor oferindu-le careva pliante și veste luminescente să se poată deplasa în siguranță. Și sperăm că pe viitor, anume, aceste acțiuni să fie luate în considerare de către atât de participanții la trafic și anume de locuitorii localității Selemet, raionul Cimișlie, cât și de toți participanții la trafic. Celor prezenți li s-a înmânat câte o vestă reflectorizantă pentru conducerea unităților de transport pe timp de noapte, pliante cu informații pentru o conducere sigură și responsabilă a unităților de transport. Mă numesc Gheorghelegiu Victor și sunt mulțumit că servicii publici de patrulare ne-au informat pentru reguli. Mă numesc Ivanov Cristian și sunt mulțumit că m-au informat că trebuie de portat vesta pentru efectant. Eu mă numesc Borș Virgiliu, astăzi la data de 17.06.2021, împreună cu Direcția de Patrulare Sud a Serviciului Cimișlia Basarabeasca, venim cu un mesaj către toți conducătorii auto, să respecte regulament circulației rutiere și să nu admită încălcări. Viața are prioritate. Astfel de acțiuni se desfășoară de către Departamentul Patrulare Sud în mai multe localități din raioanele Cimișlia și Basarabeasca.